Eu cred că Serviciul Român de Informații în această perioadă a avut parte de o conducere care a schimbat fundamental instituția și rolul pentru această schimbare îi revine lui George Maior, care poate mai mult ca oricând a reușit să facă o instituție independentă de orice presiune politică. A știut să o țină neutră față de orice spațiu public. Este un câștig enorm pentru democrația română. SRI trebuie să continue moștenirea lăsată de George Maior. Voi menține instituția în afara oricăror inergențe politice. Opțiunea luată de conducerea SRI în parteneriatul cu Statele Unite este o prioritate. Ca atare, SRI, în cazul în care voi fi ales de Parlament, va rămâne într-un parteneriat strategic cu Statele Unite și țările din Clubul de la Berna. Este o decizie pe care am luat-o de a ieși din spațiul public politic. Ca atare, așa cum am mai spus-o, în perioada în care voi fi director al SRI, vă garantez că nu va exista nicio imixtiune în activitatea SRI și nimeni nu își va permite să exercite presiune asupra serviciului, a continuat Helvig.